Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în perioada postului mare, în perioada postului Sfintelor Sărbători de Paște și intrăm în casele dumneavoastră cu un demn de credință, cu un demn de rugăciune, cu un demn de smerenie și de milostenie. Doamnelor și domnilor, invitatul ediției Identități Culturale de astăzi este domnul Gheorghe Pristavu. Domnule Pristavu, vă salut cu multă bucurie și vă mărturisesc că sunt tare emoționată și bucuroasă că ați vrut să fim alături în ediția de astăzi și să vorbim despre postul Sfintelor Sărbători de Paște. Să rămână și bun găsit tuturor celor care ne văd în această seară. Am speranța că vom aduce puțină lumină în casele oamenilor. Da, asta ne-am și propus de altfel și în momentul în care am gândit să facem această emisiune, am stabilit că vom vorbi despre post. Dar de ce să vorbim despre post, domnule Pristavu, și să nu vorbim despre altceva în ediția asta? Mai ales cu mine, nu? Mai ales cu dumneavoastră. Am fost în acest studio de televiziune cu diverse subiecte, dar niciodată despre post. Da. Simplu, pentru că suntem în postul mare. Suntem în postul mare și de câțiva ani, nu de mulți, am început să țin și eu postul mare ca un creștin ortodox practicant. Și din această poziție și vorbesc în această seară. N-am studii teologice, vom vorbi puțin și despre nutriție, n-am studii sau vreo competență în nutriție, voi vorbi pur și simplu ca un mirean care face niște lucruri, care a citit, a studiat, a experimentat pe propria lui piele și poate să spună câte ceva. Da. Interesant, zic eu. Da. Facem parte din aceeași generație, acea generație care în copilăria, în pruncie, să spun că eu mi-amintesc lucrurile astea, mama și bunica mă duceau la biserică și țineam postul așa cum țineau copiii, prietenii mei, ne împărtășeam, era sărbătoarea aceea extraordinară, minunată, însă mai târziu au venit ororile acelea pe care mi le amintesc ca o perioadă foarte întunecată în școală, când nu mi se dea voie să mergem la biserică, când eram închis aici în internat, eram încuiați cu cheia în perioada postului și priveam noi copiii cum lumânările, doar lumânările se vedeau noaptea, oamenii în jurul bisericii Flămânda. Când, cum s-a întâmplat să regăsiți pe Dumnezeu? La mine e o poveste, la dumneavoastră desigur că e o altă poveste și ar fi interesant să aflăm cum s-a întâmplat. Povestea mea, ca povestea multora, poate fi sintetizată dintr-o pildă, să spunem așa. Se spune că cineva povestea, cum povestesc și eu, și spune altcuiva, când am fost mic, n-am fost învățat despre Dumnezeu. Când am fost adolescent, eram prea mândru și prea preocupat de alte lucruri ca să mă interesez de Dumnezeu. Apoi Dumnezeu mi-a dat o familie, copii, și m-am bucurat, fără să mă gândesc de unde vin toate acestea. Apoi am avut o carieră, am avut bani, am avut faimă, am avut prieteni și mi-am făcut din aceștia Dumnezeul meu. După care s-a rânduit și am primit o boală. Și când cu această boală am văzut că nici medicii nu mă pot ajuta, nici prietenii, nici familia nu mai mă poate ajuta nimeni, m-am îndreptat către Dumnezeu. Cum a fost trecerea? Cum a fost alegerea? Cum a fost momentul în care v-ați simțit dumneavoastră cu Dumnezeu? Îmi propusesem să vorbim despre altceva, dar scurt o să răspund, da. Că văd că ești curioasă la acest lucru. Da, și mă scuzați dacă... Da, nu e nimic intim sau ceva de să nu pot să spun. Acum 5 ani s-a întâmplat această, s-a rânduit, că toate astea sunt rânduieli, toate sunt de al Dumnezeu și toate sunt rânduite într-un fel. Da? În acel moment când am văzut care este prognosticul
medicinii alopate, am zis că trebuie să fac și altceva. Și am început să caut. E, căutarea lui Dumnezeu nu e ușoară. Când îți propui să vii dintr-o zonă în care l-ai pierdut pe Dumnezeu de mult, de fapt nu l-am pierdut, că noi avem Duhul Sfânt de la botez. Noi fiind ortodoxi botezați, acolo când am primit Sfântul Botez și Sfântul Mirungere, am primit scânteia dumnezească și o avem în noi toți. Unii o descoperim mai devreme, unii mai târziu, alții niciodată. Și descoperirea nu mi-a fost ușoară. Am rătăcit mult. Am rătăcit până să ajung aici și să descoper un adevăr extraordinar de simplu. Eu m-am născut în Câmpul Lung, sunt botezat ortodox și ca atare cel mai simplu lucru pe care trebuie să-l înțeleg, că Dumnezeu mi-a rânduit să fiu creștin ortodox. Nu să rătăcesc în alte și altele, că de multe ori stau de vorbă cu unul și altul și zice, crezi în Dumnezeu? Sigur, cred în Dumnezeu. Păi și ce Dumnezeu? A, păi am Dumnezeul meu. Da, cum adică ai Dumnezeul tău? Păi nu există decât un singur Dumnezeu, Dumnezeu cel viu adevărat. Nu că eu e cu energie, e cu fel de temir ce, știi? Și eu am fost acolo, am rătăcit și eu acolo, deci știu drumul sau știu zona în care rătăcești. După care la un moment dat tot Dumnezeu terminează și spune, Gheorghe, e foarte simplu, unde te-ai născut? La Câmpul Lung, cu alea. Da? Perfect. Și ce ești? Creștin ortodox. Păi vezi-ți mai de treaba ta. Ia frumos Sfânta Scriptură, ia Sfânta Tradiție, du-te la biserică și fă ce trebuie să faci. Ce un bun creștin. Ce tot umbli de colo-colo și îți spargi capul cu prostii? E simplu. Hai să vorbim. Să mergem la post, să ne întorcem la... Să mergem. Da. A fost o poveste care cred că e totuși interesantă pentru unii care nu mă cunosc atât de bine. De ce am ales postul? Așa cum spuneam, e postul mare. Postul mare, mai mult decât oricare post, are trei componente importante. Postul acesta alimentar, pe care îl știm toți și îl practicăm toți cei care vrem să ținem post, dar cel puțin la fel de important, dacă nu mai important, este mai importante, că sunt două, sunt rugăciunea și milostenia. Și, dacă îmi permiți, le detaliem. Chiar vă rog. Da? Da. Începem cu postul pe care îl știe toată lumea. În mod normal, oamenii, toți oamenii, indiferent că sunt foarte credincioși, că sunt practicanți, că sunt într-un fel sau altul, ar trebui să țină post miercurea și vinerea. Pentru sănătatea lor. Da? Postul acela obișnuit. Pe care l-am pomenit din străbun. Pe care l-am pomenit din strămoși. Da? Pentru că noi omorâm ficatul și organismul în general cu tot felul de lucruri 7 zile din 7 și ne mirăm de ce la un moment dat nici chef nu mai avem să mâncăm, nu ne mai place nimic și ba ne balonăm, ba ne doare ficatul, ba ne doare în stânga și în dreapta. Ba nu ne odihnim bine, ba da. Da, logic. Bineînțeles. Și atunci cel mai simplu lucru și un demn pe care l-am pentru toată lumea, țineți miercurea și vinerea, postul nostru ortodox pe care îl știm dintotdeauna. Dacă puteți și lunea, e cu atât mai bine. Lunea este ziua îngerilor, miercurea este ziua în care a fost vândut Iisus și vineri, așa cum știm toți, ziua crucificării lui Iisus. Deci acestea sunt semnificațiile celor 3 zile și noi le ținem ca atare. De vineri pot să spun un lucru interesant, am citit o istorioară cu o femeie, istorioară reală, se pare, cu o femeie care era foarte bolnavă și avea o droaie de copii acasă, bărbatul era și el cum era și s-a îmbolnăvit, grav. Și atunci, vorbim de acum, eu știu, 100 de ani, și atunci s-a rugat măicuței Domnului să o vindece. Și s-a rugat atât de
cu atâta credință încât măicuța Domnului la un moment dat a vindecat-o. Și în cinstea ei, în casa ei, vinerea nu se mânca și nu se bea. Nu numai membrii familiei, nici animalele din curte. Atâta hotărâre și atâta mulțumire a vrut să aducă, încât până, cum e ziua liturgică, până seara, da? Da. Până după vecernie, da? Nimeni în casa aia nu mânca și nu bea apă. Și ăsta era modul ei în care mulțumea Domnului la urmă. E vorba de acel post negru pe care am putea să-l ținem. Am putea să-l ținem ușor și am putea să-l ținem în semn de mulțumire pentru tot ce ne se întâmplă. Cu postul negru e o altă discuție, nu vreau să intrăm acum, pentru că e o altă discuție, să zicem, particulară. Noi rămânem la postul ortodox obișnuit. Da? Deci nu numai că mâncăm, aici e foarte important, sunt importante câteva aspecte. Faptul că mâncăm ce trebuie, da? Că nu mâncăm proteină animală, nu mâncăm lapte, brânză, deci tot ce înseamnă de la un animal nu mâncăm. Da? Bun, și asta înseamnă postul ortodox. Dar nu înseamnă că noi acum suntem atât de pofticioși încât zicem, păi stai puțin că nu pot să mănânc hamburger de ăla. Mă duc și iau hamburger vegetal. Nu mă duc pate de ficar, n-am voie, iau un pate vegetal. Și alte substitute de astea care, bineînțeles că industria alimentară de-abia așteaptă să ne bage pe gât, că na. Nu ăsta e postul. Postul înseamnă, primul cuvânt care vine după post este înfrânare. Ăsta e cuvântul definitoriu. În momentul în care ții post, se numește că te înfrânezi. De la tot ce aveai tu, aici e inclusiv viața sexuală. Deci, pare a fi o încercare la care ești supus și trebuie să-i faci față. Ți-o asumi. Și ți-o asumi, exact. Ți-o asumi. Și din propria experiență îți spun că primul post pe care l-am ținut n-a fost decât acum 2 ani. Da? Acum 2 ani mi-am propus să țin post, eram atât de pregătit, încât cu câteva săptămâni înainte aveam o bucurie imensă și de-abia așteptam să intru în post. De-abia așteptam, zic, Doamne, nu mai vine post odată. Da? Mă bucuram să intru în post. Deci asta este înfrânarea, de fapt. Ți-o asumi și te bucuri. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea triști. Nu ne vrea să mergem așa și eventual să ne lăudăm la toți. Ce post țin eu? Dar să vezi că nu știu. Nu. Ăla nu e post. Nu e nimic. Adică chiar suntem în afara oricărei discuții. Și atunci, plecând de la înfrânare, mergem mai departe. Mâncăm puțin. Deci mâncăm ce trebuie și mâncăm puțin. Ce înseamnă ce trebuie? Păi hai să ne uităm ce mâncau, măcar acum, în postul ăsta, ne uităm ce mâncau bunicii noștri. Fasole, varză, linte, cartofi. Varză, cartofi, toate alea. Urzicile, că în post întotdeauna. Urzicile, leurda, depinde cum pică paștele, da? Da, da. Sunt toate verdețurile, toate care fac o detoxifiere extraordinară. Exact. Deci toate astea, nu vreau să intru în partea de nutriție prea mult. Dar e la mintea cocoșului că eu încep să mănânc vegetale, încep să mănânc fibre, încep să mănânc ce n-am mâncat foarte mult timp și n-au decât să-mi facă foarte bine. Și răspunsul organismului e unul pe măsură. Exact. Gândiți-vă simplu. Dimineața beau un ceai, iau o felie de pâine și vorbim acum de pâine, cu o leacă de miere. Sau cu puțin gem făcut în casă, majun, ce făceau bunicii. Minunat. Cu câțiva sâmburi de nucă. Știu, asta mi-amintesc de la bunica. Extraordinar, nuca. Da. Păi, asta îmi punea dimineața. Eu mi-au cam aminte de, și nucă. De Dumnezeu să ierte mama, mă nebunise câtă nucă și câtă miere cerea. Că zicea Gigele, mai adu niște nucă și miere. Adică ia toată partea asta de sfârșit de viață, mânca zeci de kilograme de miere și de nucă într-un an. Da? Și se bucura de o sănătate. Da.
care era, care să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm și noi. Deci toate lucrurile astea cât mai naturale. Nu mai mergem la supermarket să luăm fel de fel de trăznăi. Da? Mergem în piață să luăm o fasole și ceea ce am vorbit mai devreme. După aia la prânz facem o ciorbică de legume, după aia o mâncare de fasole, linte, ce am zis, da? Un cartof copt. Mâncați cartof copt când erați acasă la mamă. Cartofii coșe buni erau, îi fac în cuptor și acum. Și încă cum. Și neapărat o salată de început. Atenție! Legume crude. În tradiția, din păcate, în tradiția culinară a românilor, nu există să începem cu o salată. Nu. Nu există. Însă toți nutriționiștii recomandă să începem cu o salată și, dacă mi-au eu aminte bine, francezii încep cu o salată. Da? Când am fost, și italienii, că am fost la un moment dat la ei pentru o chestiune și am comandat noi ce am comandat și la friptură am cerut o salată. Și bineînțeles că ne-au adus salata în față. Și ne-am mirat și noi, ca câmpul lungeanul care se uită la... Da? Și cum adică mi-a adus salata, eu am comandat-o la friptură și tu mi-a adus la început. Și după aia am venit la problemă și am văzut că salata are enzime. Deci, ca digestia să se facă corect, noi avem nevoie de enzime. Enzimele pe care le produce organismul prin epuizarea resurselor lui, sau pot fi luate în mod natural din salată. Că e salată verde, lăptucă, că e spanac, că e salată de roșii cu castraveți, că fel de fel de salate, să fie cruditate, varză. Da? Organism viu. Tot ce e viu trebuie să fie viu. Cu o leacă de mărar neapărat, pătrunjel, ceapă, ceapă verde acum. Dar salata de varză acră, că și ea are un rol de un biotic. Da, și salata e un probiotic foarte bun. Da? Și seara tot așa. Începem cu o salată de care ne place nouă, că corpul, dacă începem la un moment dat, când începi să fii preocupat, corpul spune. Nu trebuie să te mai duci la nutriționist să dai bani, nu trebuie. Începi, te duci lângă alimentul respectiv și vezi dacă ai repulsie față de el. Da? Corpul spune. Aș mânca o ceva. Aș mânca o altceva. Da? Dar corpul care nu e pervertit. E foarte important asta. Că dacă începem și bem Coca-Cola în fiecare zi, da? Gustul nostru e pervertit. El nu mai știe ce trebuie să mănânce, nu mai știe ce trebuie să bea, pentru că ce s-a băgat în carbogazoase, nu mai spune de Coca-Cola, că toate sunt la fel, da? Sunt fel de fel de substanțe care ne dau adicție. Și atunci corpul nostru e derutat. Nu mai știe. Da. Știi? Dar în momentul când le-ai scos, încetul cu încetul le-ai scos din alimentația ta și te-ai dus spre alimentația sănătoasă. Bunicilor, mie așa îmi place. Bunicilor noștri. Da. Mi-aduc aminte cu o plăcere extraordinară când mă trimitea bunica peste pod, că eu am trăit aici în Tabac și peste pod era centru de pâine. Îmi dădea cartela, că era pe cartelă pâine și luam o pâine așa, măricică, cred că avea un kil și ceva, pâine neagră. Da, da. Păi, până ajungeam acasă, ciupeam. Ce frumos mirosea nu și știu, ce gust avea. 15% din ea o ciupeam numai pe ăștia, 300 de metri, cât făceam de la... Da. Da? Și era pâine neagră, făcută din grâu, fără tratamente, fără trăznăi, fără... Acum mergem și luăm pâine albă. Asta e o mare prostie. Dăm voie să spun că e una din cele mai mari prostii pe care le facem. Ce întrece în prostia asta e gogoașa. Gogoașa care e făcută din făină albă. Și prăjită. Da? Prăjită în ulei, uleiul ăla de când o fi. Și deci cine și ca să fie treaba, o mai și tăvălim prin zahăr. Bun, nimeni nu zice, adică nu vreau să creadă lumea că suntem asceți. Că acum, că vine lumea și zice, stai bă, da, aia, mănânc doar prăjituri, tu ce? Da. Nu, putem mânca o gogoașă, dar o dată pe lună. Putem mânca o friptură nu știu de care, dar o dată pe lună. Putem, apropo de friptură, citeam acum și nu m-am gândit niciodată la asta, friptura făcută pe cărbun. Da? Nu e sănătoasă. Cărbunele degaje
fel de fel de fum și ce mai degajă el, care se depune pe friptură. Ai văzut friptura aia care îți place, e bine, ce miros, ce miros, crocantă are, și pe o parte și pe alta are o poșghiță așa. Da. E, respectivul spunea că poșghița respectivă a unei fripturi e echivalentul a 600 de țigări fumate. Deci, nu mai țin minte, e o substanță care e degajată și rămâne pe... E o combinație chimică. Ți-am spus, nu... Da, da, da. Da? Dar ideea, vă zic că noi nu fumăm, ne ținem departe, dar mâncăm o friptură. O friptură, la grătar. Bun, păi am fumat 600 de țigări. Da. Bun. Nimeni nu zice să nu facem un grătar cu prietenii, bem și o bere, o glumă, o muzică. Suntem oameni și ne bucurăm, ne bucurăm de viață. Încoate, Iisus ne-a spus bucurați-vă. Peste tot e bucurați-vă, bucurați-vă. Peste tot, o să vorbim și de bucurie, ce înseamnă bucuria duhovnicească și ce înseamnă bucuria omenească. Dar în orice caz, bucurați-vă. Dar tot așa, cu măsură, că dacă ne apucăm să facem grătare în fiecare, la fiecare două zile sau, eu știu, la fiecare sfârșit de săptămână, că așa, nu suntem unde trebuie. Da? Mai ales că toate astea se adună. Ai mâncat o gogoașă acolo, ai mâncat o friptură, ai mâncat și un salam de la cu ce-o mai fi prin el, ai mai făcut și aia, se mai adună acum factorii ăștia la care nu avem niciun control. Da? Undele electromagnetice care sunt peste tot, că antene de GSM sunt peste tot și ne afectează. Eu spun ca electronist. Da, 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 da. Eu ca electronist ce am învățat, ca specialist. Evident că o să-mi spună, stai că e într-o cantitate mică. Păi e într-o cantitate mică, da. Da. Pic cu pic, așa umplem e, paharul. Exact. Așa e picătura chinezească, puțin. Și puțin de acolo, puțin de acolo, aerul poluat, nu stăm la soare, nu facem mișcare, toate concură. Și la un moment dat zicem, Doamne, nu zicem Doamne, că dacă am zice Doamne, am fi în altă parte. Ne mirăm. Cum mi s-a întâmplat o mai mine? Și zice, aoleu, m-am îmbolnăvit? Păi da, și? Păi da, mă duc la spital, că am asigurări sociale. Și trebuie să mă facă bine, că dacă am asigurări sociale, nu trebuie să mă facă bine. Păi trebuie și acolo intri cam și... Pe cale logică, așa. Intri cu o boală și ești cu două. Pentru că te tratează de ceva cu niște medicamente care te paradesc în alte două părți. Că așa e medicamentul, nu? Mai e și cu nozocomială? Asta bașcă, e bonus. Da? Dar așa merge în acest moment, așa funcționează societatea omenească. Da? Întâi merge bine... industria alimentară, uh-huh, și ne dă să mâncăm toate trăznăile, după care trebuie să meargă și industria farmaceutică ca să ne facă bine, între ghilimele, că bine nu ne să face. Să ne ia în brațe și să ne păstreze, da? Pentru tot restul. Și după aia zice, băi, ai avut ghinion. Ai făcut aia, ai făcut aia, la altă, ai avut ghinion. Dar cu cât vrei să trăiești? Ai 30-60 de ani, ai 30-70 de ani. Câtă pensie? Dacă vrei să mănânci pensie multă, știi că stăm rău cu pensiile, da? Nu mai avem, e bine, te-ai dus. Bun. Deci asta din punct de vedere al alimentației. Am extins puțin la alimentația normală. Foarte limpede și foarte logic ceea ce spuneți acum. Revenim la acea înfrânare. Deci pe lângă faptul că mâncăm cât se poate de natural, mâncăm puțin. Trebuie să ne sculăm de la masă mai flămânzi decât ne sculam înainte. Că și aici este principiul alimentației sănătoase. Nu te duci și bagi în tine de nu mai poți să te scoli de la masă. Da? Nu. Trebuie, atunci când ai o sațietate, începi să simți că te îndrepți spre sațietate, ai lăsat lingura jos, indiferent că farfuria a fost plină. Nevasta te iubește și spune farfuria plină. Da. Tu nu mănânci. Tu mănânci exact cât îți trebuie. După aceea se pune înapoi în oală și vedem noi ce se mai întâmplă cu ea. Da? Deci asta înseamnă înfrânarea. Să mănânci. La fel de important este modul în care mâncăm. Da? Când ne așezăm la masă, n-am venit cu telefonul mobil,
N-am venit cu grijile că ce-o face firma, ce-o face, mă dă afară, nu mă dă afară, în cazul tău copiii că sunt neascultători și așa mai departe. Nu, toate astea le-am lăsat la ușa bucătăriei. Și suntem singuri, dacă nu suntem singuri și mâncăm singuri, putem să mâncăm cu membrii familiei și e foarte bine. Dar atunci când mâncăm, vorbim încet, numai subiecte plăcute și cât se poate de puțin. Nu facem conferință la masă, pentru că noi trebuie să simțim gustul mâncării. Când am luat lingura de fasole, da, și am pus-o în gură, n-am înghițit-o imediat, cum se zice, precum cocoșul. Curcanul, da? Da, curcanul, da? Nu, am mestecat-o foarte, foarte bine, mâncarea respectivă s-a însalivat, s-a făcut un bol alimentar și s-a dus în stomac. Asta este prima digestie. E foarte important. Dacă prima digestie n-are loc în cavitatea bucală, intră în stomac, stomacul face și el ce mai putea face și se duce, o scoatem afară. Și zicem, păi stai puțin, că ce-am făcut? Păi n-am făcut nimic, că n-ai mâncat corect. Da? Te-ai grăbit? Da? N-ai fost cu mintea să iei în bucătura și să-i simți gustul. Și până la urmă să apreciezi și pe cel care a gătit. Bașca, dacă îi poți spune un mulțumesc celui care a gătit și să-i spui cu voce tare și cu voce... Și să-l bucuri. El gătește după aia cu mai mult mai drag. Mai bucurie. Știi că se zice că mâncarea e gătită cu drag. Da. Se vede imediat când bucătăreasa pune dragoste în mâncare. Știi? Da. Are alt gust. Are. Și cu insalivarea și cu ce termin spunând următorul lucru. Aici, cât timp stă mâncarea în gură, se mai întâmplă un fenomen. Sunt niște receptori în gură care văd despre ce mâncare e vorba, da? Că e fasole, că e aia, că e acidă, că în sfârșit e complexă treaba, care transmite la creier. Atenție că Gheorghe a mâncat fasole sau Gheorghe a mâncat cartofi sau e. Și atunci creierul trimite la stomac o informație ce fel de suc gastric să facă. Pentru că sucul gastric nu e tot așa. Ca să poată să digere alimentul respectiv. Ca să digere optim. Optim. Și atunci se face o digestie optimă. Ori dacă eu bag în gură, am mâncat și am plecat repede că mă așteaptă nu știu ce partener de afaceri și am stat la masă 5 minute în loc să stau o oră, da? Nu. Am intrat în bucătărie și eu știu, e ora de masă. Nu așa se numește ora de masă? Da. Păi, dacă se numește ora de masă, hai că nu stau 60 de minute la masă, că mai mă spăl pe mâini, da, mai tai pâinea, mai se mai întâmplă ceva, dar 45 de minute trebuie să mănânc. Da? Și atunci mănânc încet. Și ăsta e modul în care și în post și în nepost noi așa trebuie să mâncăm. Să ne creăm un ritual, de fapt. Și când niciodată nu ne așezăm la masă supărați. Da. Niciodată. Te-ai supărat cu nevasta că ne mai supărăm, da? Toată lumea așa e. Supără. Te duci, stai liniștit, te gândești de ce m-am supărat cu nevasta, vezi care e partea ta de vină și partea ta de vină întotdeauna e 100%. Dacă cumva te gândești că dintr-o ceartă cu nevasta ea e de vină 50% și tu 50%, greșești. Întotdeauna, indiferent despre ce vorbim, tu ești vinovat 100%. În momentul în care în intimitatea ta simți lucrul ăsta, că disputa aceea a fost datorită ție 100%, ai puterea să te duci, să iei în brațe, să-i ceri scuze și după aia, când v-ați împăcat, te poți duce să mănânci. Și vă întreb așa, această asumare a vinei e pentru că simțiți sau se simte nevoia, se simte omul cumva vinovat, cel credincios, că putea să pună punct și să nu se ajungă la o supărare? Că putea să nu alimenteze disputa? Bineînțeles. În momentul și atunci în care, n-ar mai fi fost. În momentul în care ajungi
să crezi cu adevărat în Dumnezeu și să te rogi Lui, da? Să crești duhovnicește, o să-ți dai seama că ai puterea să te schimbi pe tine. Se spune că cea e cel mai greu lucru din lume. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când încep să... e că vor să schimbe pe ceilalți. Nu. Ceilalți se vor schimba sau nu se vor schimba? Mâine sau niciodată? Aia e crucea lor, e drumul lor. Da? Noi avem datoria față de noi să ne schimbăm noi, să ajungem acolo în care să nu putem fi conflictuali. Când vine cineva și vrea să te scoate dintre ale tale, da? Te jignește. Vine cineva și absolut un străin, nu membru familiei, da. Cineva, da? Da? Pur și simplu te jignește gratuit, da? În mod firesc sau omenesc, ar fi să te ceri cu el, bă, dar cum îți permiți și așa mai departe. Nu, în adevărat creștin zice, mulțumesc. Am înțeles, mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să mă zmeresc. De fapt, despre asta e vorba. Acolo vine zmerenia. Când cineva te laudă, bineînțeles că atunci când faci un lucru bun, e firesc să te laude. Da, când faci un lucru bun, e firesc ca cineva să-ți mulțumească și e firesc să răspunzi să primești corespunzător. Da? Pentru că sunt gânduri bune, de fapt, da, energie bună pe care o primești. E corect, da? Dar când cineva îți face o nedreptate, mulțumește-i de două ori mai mult. Pentru că ți-a dat prilejul să te zmerești, să fii mai bun. Și acum mi-aduc aminte de o extraordinar spus la Domnului nostru Mântuitor. Spune, celui mândru Dumnezeu îi stă împotrivă, pe când pe cel zmerit îl ridică. Asta e, aș vrea telespectatorii noștri să rețină lucrul ăsta care e extraordinar. Pentru că tot ce face în rău, dacă ne gândim noi, mergem, ne facem o introspecție, da? Ne ducem în spate și în spate și în spate. Vedem că rădăcina e mândria. Orice rău îl facem, în spate, în spate, în spate, vom găsi mândria. Și în momentul în care n-avem cum să nu-L credem pe Mântuitorul nostru. N-avem cum să-L credem. Că El ne va sta împotrivă. Modul în care El ne stă împotrivă, aoleu, păi sunt infinite moduri. Fiecare de la caz la caz. Da? Bun, ne depărtăm, divagăm atât de tare, încât cred că ne apucă miezul nopții. Multe de spus. Așa. Deci, cam asta e cu postul alimentar. Da? Astea sunt lucrurile. Ce mâncăm, cum mâncăm și cât mâncăm, a spus. Și cât mâncăm. Și în ce stare psihică suntem când mâncăm. Astea sunt lucruri esențiale ca să împlinim un post adevărat. După care, dacă împlinim 40 de zile de post adevărat, Bunul Dumnezeu zice, bravos, hai să te ajut și pe mai departe. Ai terminat postul, foarte bine. Ești pregătit. Ai șansa, ești pregătit, ca viața ta să fie alta. Să continui aceste lucruri bune pe care le-ai exersat în aceste 40 de zile și să ai o alimentație, să ai mai departe aceste daruri. Acum mergem la rugăciune sau la milostenie. Alege tu. La rugăciune. La rugăciune. La rugăciune. Se spune că niciodată postul nu poate să fie altfel decât însoțit de rugăciune. Acum rugăciunea, vezi, fiecare din noi am fost învățați de bunici să ne rugăm. Da. Seara. Câteodată și dimineața. Câteodată la masă. Mai rar la înainte și după mesele principale. Da? Faptul că acum, când începem să fim conștienți de puterea rugăciunii, facem acest lucru cu regularitate, da? Este minunat. E, problema e cum o facem. Dacă o facem mecanic și din vârful buzelor, n-are valoare. Dacă știm că
trebuie să ne rugăm, ne-am ridicat de la masă, am făcut crucea înainte de masa de prânz, a zis tatăl nostru, cu gândul, mă așteaptă ciorba, tatăl nostru, hai repede că mi-e foame. Nu automatism. N-am făcut nimic. Adică mai bine stai un minut sau 10 secunde, te reculegi, îl vezi pe Dumnezeu într-un fel și zici, Doamne ajută-mă. Și când ai zis din toată inima, Doamne ajută-mă, face mai mult decât toate rugăciunile și tot ce spui acolo ca o poezie care n-ai nicio valoare. Aș vrea să vă întreb, aveți o rugăciune a dumneavoastră, nu din cele pe care ni le dăruiesc Sfinții Părinți, cele obișnuite, că fiecare om se roagă în felul lui. Am rezonat acum de curând cu o rugăciune foarte scurtă și care îmi place foarte mult. Miluiește-ne, Doamne, pre noi, miluiește-ne, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune ți-aducem ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși robii tăi, miluiește-ne, Doamne. Miluiește-ne, Doamne. Mi se pare foarte condensată. Profund, da? Adică, exact ce spuneam. Ce trebuie. Adică, stai, când spui această rugăciune... Te cutremură. Te conectezi acolo câteva secunde cu Bunul Dumnezeu și îi spui asta. După aia mai spui ce te doare. Că ai vrea una, că ai vrea alta... Fiecare trebuie să vrem ce vrem, știi? Că Dumnezeu... Ne e permis să avem acest dialog cu Dumnezeu? Nu numai că ne e permis, ne este indicat. Deci dacă nu avem acest dialog, dacă nu ajungem la o comuniune prin rugăciune cu Dumnezeu, înseamnă că restul sunt lucruri formale. Și acest lucru nu-l putem face noi. Este un dar de la Dumnezeu. E un dar. Darul rugăciunii ne vine de la Dumnezeu. Noi încercăm și azi, și mâine, și poimâine. Suntem cu o sârdie. Da? Și Bunul Dumnezeu la un moment dat rânduiește. Îmi aduc aminte de povestirea unui ucenic care a venit la o mănăstire. Și a venit la stare și a zis, vreau să fiu și eu călugăr. Păi zic, ce? Păi trebuie să te pregătești pentru asta. Păi sigur, mă pregătesc, că de asta am venit. Uite, ia bățul ăla de acolo și pune-l cu ăla în pământ. Și udă-l. Era un băț uscat. Și udă el o săptămână, o lună, un an. El nu făcea altceva decât uda bățul. Și se tot întreba, la un moment dat se întreba, dar o mai înverzi, s-o mai întâmpla ceva... Îi vedea pe ceilalți călugări, începea să vadă despre ce e vorba. Știi? Și au trecut ani până când la un moment dat a înverzit. Și s-a dus la stareț. Părinte, a înverzit. Aș vrea să fiu pregătit. Zice, abia acum ești pregătit. Pentru că ai învățat cel mai important lucru. Răbdarea. Cu răbdarea. Și în vorba populară se zice, cu răbdarea treci mare. Da. Știi? Da. Deci, fără să fim prea credincioși, știm că răbdarea este folositoare în toate aspectele vieții noastre, da? Dar în ortodoxie nu avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de îndelungă răbdare. Fii atent ce frumos sună asta. Da. Îndelungă răbdare. Da. Eu parcă o văd așa spre infinit. Da. Îndelungă. Un drum, așa. Știi? Da. Bun. Îndelungă răbdare. Și asta e cu rugăciunea. Rugăciunea, în momentul când o faci la ore fixe, iarăși rugăciunea e insuficientă. Rugăciunea trebuie să ne însoțească tot timpul. E un lucru greu. Călugării reușesc după mulți ani de antrenament. Și cineva o să-mi spună, păi, Gheorghe, vrei să ne faci călugări pe toți? Ai venit aici la televizor și ne faci călugări pe toți? Nu! Nu! Noi suntem mireni. Eu vorbesc din punct de vedere a unui mirean. Da? Care am și eu orele mele de rugăciune, la masă, înainte de masă, după masă, rânduielile care sunt, și atunci când simt nevoia.
atunci când am nevoie de inspirație. Înainte să vin la emisiune, m-a rugat Bunul Dumnezeu să mă inspire, să spun ceea ce... ce trebuie să ajungă la noi. Exact. Da? Da. Deci o rugăciune scurtă, ajută-mă, Doamne. Nu trebuie ceea ce vorbeam, polologie multă. Da. Da? Esența care se ducă la Bunul Dumnezeu. Și atunci această rugăciune continuă, care poate să fie și a unui miran, și a unui, și a unui om de afaceri care e zăpăcit de cap cu afaceri, și nu e o problemă. Pentru că la un moment dat, această rugăciune și această stare de spirit în care intri cu îndelungă răbdare, atenție, cineva poate să mă întrebe, bun, și începem așa, și când terminăm? Păi cum când terminăm? Când terminăm viața. Deci acest drum ține cât viața. Niciodată nu o să știm. E cei care știu despre scara lui Ioan Scăraru, da? Care uși trepte spre, spre Dumnezeu, da? De înduhovnicire. Păi niciodată nu știm dacă suntem doar cu vârful pe prima treaptă sau suntem cu talpa pe a 10-a treaptă. Nu știm asta. Noi ne străduim să fim... Să urcăm. Să urcăm. Ne străduim, de fapt, ce să facem? Că aici e o întrebare. Ne străduim. Deci avem străduință, da? Și stăruință. Deci astea sunt două lucruri pe care, dacă stau bine să mă gândesc, sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu ni le cere. Străduință și stăruință. Pentru că El spune, faceți un pas spre mine și o fac 100 spre voi. Faceți primul pas. Bateți la ușe și o vă deschid. Dar bateți. Da? Și atunci, cu stăruință și străduință, ne vedem de treaba noastră care e. E simplă. Să ne asemănăm Domnului nostru Iisus. El a venit frumos pe pământ, lucrurile nu erau clare, evreii o luaseră cam razna, Dumnezeu le-a dat Tora, le-a dat Vechiul Testament, ei au luat și ei ce le convenea și au luat-o cam aiurea. După care Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui să schimbe, nu să strice legea, ci să o împlinească. Singurul lucru esențial care l-a schimbat, legea talionului, care era ochi pentru ochi, l-a înlocuit cu legea dragostei, care este dragostea de aproapele. Da? Asta este cel mai important lucru care, pe care creștinismul îl are diferit de ceilalți. Da? Da. O dragoste față de aproapele, care culminează cu dragostea față de vrăjmași. În momentul în care tu tratezi pe vrăjmașul tău ca pe fratele tău, ca pe familia ta, ca pe ceilalți, înseamnă că te-ai îndumnezeit. Ești asemenea lui Iisus. Când înalți rugă, da? Pentru el? Da, pentru că pe cruce ce a spus Domnul Iisus? Iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Da? Deci s-a rugat pentru ei. La fel și noi. Avem datoria ca, în măsura posibilului și măsura neputinței, că suntem neputincioși, da? Să facem pași spre îndumnezeire. Așa, pe scară, cum ziceam, cu vârful piciorului, mai așa, aproape mai așa. Aproape că nici nu mai contează unde suntem cu talpa. Păi, dar niciodată nu se știm. Da. Că asta e interesant. Și de asta niciodată nu ne comparăm. Da. Adică niciodată nu e folositor să vină ceva să zice, aoleu, ce credincioși ești tu. Nu. Eu nu sunt ca tine. Sau, uite, am vorbit cu Cotărescu, ce credincioși. Nu. Fiecare are datoria să se străduiască. Și în funcție de strădanie, în funcție de mila lui Dumnezeu, în funcție de toate celelalte, va urca. Și nu contează. Dumnezeu, când ne va judeca, nu ne întreabă câte ore te-ai rugat, câți bani ai în cont, câți... Te întreabă alte lucruri. Unul simplu, de fapt, te întreabă. Cât bine ai făcut. Cât bine ai făcut. Și acum mergem la milostenie. Nu, da? Dar aș vrea să vă întreb ceva înainte. Te rog. Mireanul Gheorghe stă la sfat cu Dumnezeu? Câteodată da, câteodată nu. Niciodată. Cu umilință?
mă străduiesc. Deci, încă o dată, e un drum, așa cum spuneam, e un dar de la Dumnezeu. Nu întotdeauna când intru, când vin să mă rog, ajung în comuniune cu Dumnezeu. Nu întotdeauna. Mă străduiesc și nu întotdeauna reușesc. Câteodată reușesc, câteodată, cum vrea Bunul Dumnezeu. De eu mă străduiesc și spun. Și stăruiți. Stăruiesc. Și spun ce aș dori. Și apropo de cerere, Părintele Arsenie Iabuca spunea un lucru extraordinar, face tot ceea ce nu primiți rugându-vă, înseamnă că nu vă folosește. A, Dumnezeu știe mai bine ca noi. Extraordinar, știi? Că noi ne putem ruga pentru fel de fel de chestii. Și Dumnezeu unele ni le dă, unele nu ni le dă. Întotdeauna ni le dă pe cele care ne folosesc. Și ne folosesc cum? Sufletului nostru. Adică de multe ori ne ține săraci ca să ne îmbogățească duhovnicește. Da? Ne ține bolnavi ca să urcăm spre El. Că atunci când suntem sănătoși, începem și... Asta e, suntem într-un confort extraordinar și, cum ziceam mai devreme, uităm de Dumnezeu că nu ne trebuie. Avem alți zei. Avem televizorul, avem internetul, avem o grămadă de facilități, ne plimbăm cu avionul de colo, colo, colo și vrem să vedem și avem, de fapt, o pseudo-fericire ca să ajungem și aici. Da? Tot ce este pământesc, toate, dacă stai și te gândești bine, da? De ce ne bucurăm? Ne putem bucura de o mâncare bună. Da? Ne putem bucura că avem o mașină bună, o casă bună, un serviciu bun, toate. E, la un moment dat, o familie bună, ceva bun, da? La un moment dat, toate astea se pot pierde. Da? Da. Te poți certa cu nevasta, șeful te dă afară, afacerea nu mai merge și dai faliment. Și atunci te întristezi. Și atunci zici, aoleu, păi eram bucuros acum un an și acum sunt nenorocit. Cu ce mai rămân? Păi de ce? Păi pentru că ți-ai pus nădejdea în lucrurile materiale. În momentul în care bucuria noastră o punem pe lucrurile materiale, mai devreme sau mai târziu vom fi dezamăgiți. Uită-te la... dau un exemplu, Paris Hilton, da? Care a moștenit nu știu ce chestii, da? Păi ea de atâția bani s-a plictisit și ba se apucă de droguri, ba face nu știu ce trăznăi, ba își ruinează viața și o irosește, de fapt, pentru că are de toate. Da? Ea nu face nimic care să o împlinească. Pe când un om sărac, și asta e un lucru foarte interesant, mi-aduce aminte câteva rânduri dintr-o poezie extraordinară. Zice, și omul e mai bun când rânza e mai goală. Extraordinar. Dă-ți seama că iei doi oameni, unul care are de toate și preocuparea lui e să aibă din ce în ce mai mult și nu-l interesează de cel din jurul lui. El trebuie să aibă. Da? Și unul sărac care știe ce e sărăcia și când vine, bate la poarta lui un sărac, îl milostește, am intrat în milostivire. Cu sărăcia lui. Cu ce poate, cu cât poate. Da? Și omul e mai bun când rânza e mai goală. Da. Mai ai întrebări sau trecem la milostenie? Trecem la milostenie. Trecem la milostenie. Milostenia poate e una din cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu ni le dă. Milostenia. Gândește-te că a spus milă vreau și nu jertfă. Înainte, evreii făceau jertfe, aduceau aia, dar erau nemiloși. Adică le făceau de ritualurile fără să înțeleagă nimic, fără așa a zis Dumnezeu, hai repede că trebuie să trecem la afaceri. Da? Și Mântuitorul nostru a zis milă vreau și nu jertfă. Și acum chestiunea cu mila și milostenia îmbracă o sumedenie mare de aspecte. Foarte mare. Începând de la cea mai simplă milostenie pe care mai toți dintre noi au făcut-o.
au văzut un cerșător și au dat un ban, da? Până la milostenia adevărată despre care o să vorbim mai târziu. Da? Ce înseamnă să faci milostenie? Iarăși, Părintele Arsenie Papacioc a spus de dai ai, dar nu dai din ce ai, ci dai din ce ești. Prima parte noi o știm foarte bine, de dai ai. De foarte multe ori auzim lucrul ăsta, că de ce dai, Dumnezeu îți dă. Da. Dai și Dumnezeu îți dă înzecit. Dar din dar se face rai. Dar din dar avem o grămadă de lucruri care vin de la bunicii și strămoșii noștri și care este foarte clară, da? Este foarte clară și știută. Că este destul de puțin făcută, asta e o altă discuție, da? Dar a dărui înseamnă o mare bucurie. Când ajungi să dăruiești cu bucurie, înseamnă că ești unde trebuie. Mai departe, Părintele plusează și spune, nu dai din ce ai, ci dai din ce ești. Din ce ești. Da? Adică nu dai material, că ai dat un bănuț, da? Dai din ce ești, din prea plinul tău. În momentul în care ești acolo unde trebuie să fii, tu poți dărui celorlalți din prea plinul tău. Și ăla e cel mai mare dar. Da, pentru că de multe ori, acum mă luminez așa un pic, de cele mai multe ori când ești disperat, când ai un necaz, cât de mult contează o vorbă, o mângâiere, un umăr, o mână întinsă, mai mult decât toate averile lumii. Eu spun o chestiune pe care am trăit-o, da? Am făcut milostenia despre care nu e cazul să vorbim, materială. Și la un moment dat am avut ocazia să vorbesc cu cineva care era într-o situație. Și am stat de vorbă, nu știu, o jumătate de oră, o oră, cât am stat de vorbă cu el. După care omul mi-a mulțumit, domnul Cristian, vă mulțumesc foarte mult. Că m-ați ascultat. Extraordinar de mult m-ați ajutat. Și atunci am realizat că, de fapt, cu vorba, cu gândul și cu vorba, poți ajuta un om mult mai mult decât cu partea materială. Da. Și aici mai e o capcană. Cu partea materială e o capcană. De ce? Pentru că în momentul în care tu zici și eu vreau să fiu milostiv și ca atare, uite, sunt o grămadă de asociații non-profit care au nevoie de bani. Și în fiecare lună eu donez și la X și la Y 10 lei, 100 de lei. Și domn liniștit, am făcut milostenie. Doamne, am făcut milostenie. Bă, odată depinde cum o faci. Că dacă o faci din mândrie, la un moment dat un personaj care nu e cazul să-l spun, da, și care s-a schimbat extraordinar de mult, l-am văzut, nu-l cunosc personal, dar am văzut ceea ce face, da? Făcea milostenie de jur împrejur cu o emfază, așa. Da. Ca mine nu e nimeni. Întâi, uite, am dat culo, întâi chema televiziunile, da, după aceea dădea, da. Nu. Adevărata milostenie se face de nu știe nimeni. Da? O face acolo, cu discreție, tu și cu Dumnezeu și cu cel care primește milostenia. Sunt cele trei entități care trebuie să știe ce faci tu. Da? Nimeni altcineva. Iar cum poți să faci milostenia? Și faptul că ar putea să-mi spună cineva la trezor, păi, domnul Cristian, dumneavoastră vă permiteți că aveți bani, că nu știu ce, că aveți timp, că aveți aia. Noi avem servici, domnule. Noi, ce zic mai bine, venim rupți de oboseală de la servici și de-abia rupem patul. Da? Răspunsul este în felul următor. La o școală în perioada interbelică se preda la religie exact acest subiect, milostenia. Și părintele care ținea cursul de religie le spune la copii, le explică la copii cum e cu milostenia. Și se ridică Gigel și zice, Gheorghe, se ridică Gheorghe, că nu era Gigel pe vremea aia, da? Și spune, părinte, și eu aș face milostenie, dar noi suntem atât de săraci încât n-avem cu ce să facem milostenie.
La care părintele zice, păi Gheorghe, hai să spun, azi dimineață când veneam la școală, am văzut-o pe mama ta, care s-a întors, te-a lăsat la școală, te-a adus la școală și s-a întors acasă. Și aici, la două case, era Neaion, care știi că n-are un picior din război și a rugat-o să-i aducă o găleată de apă. Și ea s-a dus fuga, a luat găleata, s-a dus la fântână pe uliță, i-a adus găleata de apă. Și Neaion a binecuvântat-o. După aia s-a mai dus puțin mai încolo și era țața Maria, care tocmai murise bărbatul. Și era în dol, era supărată, era... Și atunci s-a oprit. Și a stat de vorbă cu ea. Și a mângâiat. Și a spus lucrurile care să-i mângâie sufletul și să o îmbărbăteze. După care a plecat spre casă și s-a întâlnit cu țața nu știu care, care tot așa. Era bolnavă, nu se putea întoarce după o parte pe alta și a stat, a schimbat-o, a bandajat-o și a îngrijit-o. Și după aceea s-a dus acasă. Asta e milostenia. Iată cum mama ta, fără niciun ban, a făcut milostenie. Când am auzit o astfel de poveste, m-am gândit că, de fapt, noi care vrem să facem milostenie, avem de dat cel mai important bun pe care îl avem, și anume timpul. Da? Timpul pe care îl avem, da? E al nostru. Și îl putem folosi pentru diverse lucruri. Putem să-l folosim pentru noi și e normal, putem să-l folosim pentru familia noastră și e normal, dar în măsura în care ni se cere ajutorul, că și aici e un lucru, nu ne ducem noi, dacă nu ni se cere ajutorul, nu ne băgăm peste oameni, hai să te ajut eu. Știi, gluma aceea cu obligi să treacă o bătrână strada când ea nu vrea să treacă strada. Da? La fel, noi trebuie să stăm și în momentul când cineva vine și zice, Gheorghe, am nevoie de un sfat, am nevoie de ceva, am nevoie de... Da? Vin și în măsura puterilor mele îl ajut. Da? Și cel mai important lucru pe care pot să-l dăruiesc este timpul. Timp. Cam asta am avut de spus. Avem... Da, aș vrea să-mi permite să două mesaje să citesc. Bună seara, doamna Carmen Nicolescu. Felicitări pentru emisiunea din această seară. L-am ascultat cu atenție și interes pe domnul Pristavu Gheorghe, invitatul dumneavoastră. Are atât de multă înțelepciune și așa frumos explică, încât nu pot să nu-l asculți. Îi doresc multă sănătate alături de familie și prieteni, să se bucure de postul Paștelui și să primească lumina Sfânta Învierii în pace și ocrotire divină. Fiți binecuvântați! Și eu pot să-i răspund într-un singur lucru. Vă rog. Fiți binecuvântați. Și dumneavoastră să fie binecuvântată și toți cei care ne aud și ne văd în această seară. Și încă un mesaj de pe vârful Mățău, doamna Maria Șucu Vlădău, această regină Maria a timpurilor noastre, acest om excepțional pe care îl iubesc și îl prețuiesc, spune așa: Maria Șucu Vlădău, cu respect și considerație, vă felicit pentru frumoasa și deosebit de folositoare emisiune prin nenumăratele sfaturi de care ne vom folosi spre a ne apropia mai mult de Dumnezeu pentru a ne desăvârși în credință. Toate acestea ne vor ajuta să fim mai buni, mai drepți și mai iubitori pentru a reuși să avem astăzi o zi mai bună decât ieri și mai bună decât azi. Da. Frumoase mesaje de încurajare și trag nădejde că Dumnezeu se va milostivi de noi și ne va lumina pe fiecare la momentul Lui. Noi doar trebuie să batem la ușă. La ușă. Și mie să-mi permiteți acum, pentru că e unul din momentele acelea rare de bucurie în care am putut să vă ascult și să împărtășesc ceea ce ați spus, să vă mulțumesc pentru milostenie. Și nu spun mai mult, pentru că dumneavoastră știți de ce vă mulțumesc. Să fii binecuvântată și tu. Vă mulțumesc frumos. Doamne ajută.
Doamne ajută, doamnelor și domnilor, vă mulțumim dacă ne-ați fost alături. Rămâneți în post, rămâneți în credință, rămâneți în smerenie, rămâneți în rugăciune, pentru că Dumnezeu ne iubește și ne dăruiește întotdeauna ceea ce știe că sufletul nostru are nevoie. Doamne ajută!